Studenții și elevii care vor să voteze duminică pot călători gratuit cu trenul până în localitatea de domiciliu, dar și înapoi, la școală, a decis guvernul. Pentru a putea beneficia de această facilitate, elevii trebuie să prezinte la casa CFR Călători actul de identitate, dar și carnetul de elev sau student. Călătoriile vor fi suportate din bugetul Ministerului Transporturilor. Gratuitatea pentru elevii și studenții cu drept de vot este valabilă în perioada 8-12 decembrie cu trenurile Regio și Interregio clasa 2. Biletul de călătorie se eliberează de la casele de bilete ale stațiilor de cale ferată și agențiilor de voiaj în baza actului de identitate și a carnetului de elev sau student vizat pentru anul școlar sau universitar în curs sau adeverinței care atestă calitatea de elev sau student, fiind obligatorie procurarea în același timp a biletului atât pentru dus spre localitatea de domiciliu, cât și pentru întors dinspre localitatea de domiciliu. Călătoria de întoarcere se va efectua în zilele de 11 sau 12 decembrie. Societatea de Transport Feroviar de Călători, CFR Călători S.A., este operatorul național feroviar de pasageri care efectuează transportul public de călători pe calea ferată.